Salut, eu sunt Gami, cum puteți vedea și pe acest televizor. Astăzi o să facem un nou clip, astea mai alături de Shelly. Ce surpriză, n-am apărut niciodată pe acest canal. Da, este prima oară Shelly la mine pe canal. Dați un like pentru că apare Shelly la mine pe canal. Și astăzi ce o să facem, e bine, o să reacționăm la videoclipurile noastre vechi. Avem multe, multe videoclipuri de acum mulți, mulți ani. Și Shelly poartă mărciul Five Wing, pe care îl puteți achiziționa în turneul vloggerilor. Mai avem 5 orașe. După care va fi disponibil online, sperăm cât de repede posibil camera asta. Mergeți în descriere și cumpărați-vă bilete la turneul vloggerilor dacă încă nu v-ați cumpărat deja. Și putem începe cu videoclipul. Eu și cu Shelly avem foarte multe clipuri, fiind de foarte mult timp pe această platformă, și le-am gândit să mergem puțin înapoi în timp și să vedem ce am postat în decursul acestor ani. Bun, deci am intrat așa la mine pe canal, din câte puteți vedea, am 469.000 de abonați. Oh! Wow! Și eu, da, 1.800.000. Și o să dăm scroll până jos pe canalul de game, de vlog am puține videoclipuri pe canalul de gaming mai multe. Și vom începe, băieți, deci, cu introducerea canalului. Deci mi-e foarte panică din prima gamă, era gen hai să vă explic, asta era fața lui, gen hai să vă explic pe lor, știți, vedeți? Fața aia lui Gami din start era acolo. Superbă. Ăla e BC cuva, mai încoace da, un pic? Da, da, vai da, de cap. Gami a făcut o colaborare cu BC, doamne ferește. 2 ani. Poți să dai play la introducerea canalului. Sunteți pregătiți? Salutare tuturor și bine v-am găsit pe acest canal. Dar ce dracu i-a fost pe cine era? Nu ești abonat la acest canal, așa că vreau să te conving să o fac. Ia mă, convinge-mă să mă abonez, ia. Sunt un gamer român care are momentan peste 50.000 de abonați. Focul ăla mare, Gami OS! 50.000 de abonați! Bine, ia uite și laptopul aici, bum, ia uite magicul ăsta. Tu pe ăla lucrai pe laptop? Da. Gen, n-aveai calculator? Nu. Asta, uite, era șmecher. Te scobesc în asa acum, vezi, te scobesc. O, nu, cu cursorul. E un canal de vlog. Pe acest canal vor fi doar vloguri, iar pe canalul de gaming vor fi doar de gaming. Player! Între timp, pe canalul de gaming nu prea mai postează aparent. Bine, nici pe canalul de vlog în ultima lună, dar... Da, n-am mai postat de o lună, dar na, ce să vezi. În fiecare săptămână, vineri la ora 8 seara. Da, m-am ținut de programul ăla. Pe canal și poate mai apare într-o zi alt video informativ sau altceva. Îmi propun ca în această vară să fac daily vlog, dar nu știu dacă o să se întâmple. Da, clar nu s-a întâmplat, vă zic eu, spoiler. Atunci cred că era în perioada în care daily vlog era la modă, perioada cu Iris Vlogs. Păi da, era 2016. Da, 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 și era la modă și toată lumea voia să facă daily vlog ca Iris Vlogs și toanii chestii în cap, să facă provocări nebunii. Și n-am mai făcut ei provocări nebunii. Așa Vasco, ia zi, da vai! Așa e! Da vai, așa e! Hai Vasco în cadru, s-a întors Vasco! Vino aici acum! Așa, așa, așa. Abonați-vă la Vasco Tătaru! Vasco Tătaru! Vasco Tătaru! Vasco Tătaru! Și dacă voi face, toate videoclipurile vor fi postate pe acest canal. Pe acest canal vor mai apărea multe colaborări. Mi se pare funny că avea ochii atât de mari. Și s-ar putea să vă mai cer alte idei de videoclipuri, precum întrebări sau când rămân în pană de pe pagina mea de Facebook. Băieți, întotdeauna dacă vreți să vă apucați de YouTube, când rămâneți în pană de idei, faceți un Q&A. Exact, adică vă explică frații voștri aici. În descriere și să dați voi un like pentru că seama ce convingător era. Mi-e lumea când Facebook era relevant. Gen. Pe profilul personal care este tot în descriere și un follow pe Instagram. Doamne, cât de popular sunt! Dar eram pielea pulii, adică eram chiar... Hai să renunțăm. Asta să vă arăt un clip adevărat, adică... Hai să ne uităm la Shelly. Ne uităm la live stream cu Magda, ce părere de-a... Tu-s morții, mă, nu o să începem chiar cu primul, că n-are ce avem, nu o să începem chiar cu primul. Ce vrei să aibă un video de gaming? Că facem așa gaming. Ne uităm la, fii atent, ne uităm la... O, toate stac de la mine, să știi, adică fără mișto. 5 moduri de a face bani fără deci, să faci nimic. Deci, ne uităm la un vlog de acum 5 ani, am numit top 5 moduri de a face bani fără să faci nimic. Sunteți curioși, oare? Ne învață și bun, deci, să facem deci, bani. Deci, vedeți că videourile mele deja începeau cu un sketch de atunci, adică eram net superior, nu știu cum să vă spun. Actoria... Intro-ul ăla. Și ia. Bun. Ce mai tare intro din lume, ăsta era. Scrieți în comentarii dacă știți intro-ul ăsta. Și eu și voi suntem cam leneși. Așa este. Eu am plăcit foarte mult când m-a aruncat o geamă pe vlogul meu. Sau și știu că și eu și voi suntem. Bum. Bam. Ce cur aveam. Sau Mata Taylor. Top 5 moduri de a face bani, ce text nebun. Numărul 5. Te auzeai de la interfone, ești nebun. Deci gen microfonul meu de pe cameră era cel mai bun microfon din casă și mă avea microfonul ăla de la calculator, gen ăla de desktop, care era un microfon de ăla, știți? De la lung și așa gen, știți? A, știu, am avut și un de ăla. De aia era guvern, știți? Gen Viorica Dăncilă, știți? De a face bani, fără să faci nimic.
Numărul 5. Eu sunt Bogdan Scurtu de la Vătafu TV, așa se aude. Bună seara, domnule Bogdan Scurtu. Vă rog să luați microfonul dacă nu vă supărați. Bună seara, bine v-am găsit. 5 în 5 secunde. Mami, deși mie niște bani pe scupirii prin oraș. Ești tu cu perucă? Păi ce faci? Să șcăiești? A, nu, că... Stau în brață. Actoria aia blană. Top 4. Devină cerșetor. Nu pot să cred că am făcut asta. Nu stai vorul meu. Vlad Spiridon, oameni. Fetelor, căutați în Craiova Vlad Spiridon, vorul meu. Mai de 5 milioane de dolari am dat, i-a dat pari când s-a fost prin stradă. Grație, mersi! Uite, ia toți banii mei. Toți banii mei, a dat 2 lei. Sper să te ajut. Așteptam gluma și n-am venit. Și-ți dau rest 5 lei. Să spuneți 5 lei. Nu, 5 lei, ai luat o dita mai pungă de chipsuri de 5 lei și mi-ai dat... Actoria aia blană. Vreți să faceți cunoștință cu tata? Știți cine e tata? Cine? Jean Șelaru, un om foarte respectat și nu vreți să vă puneți cu el, adică... Da, băi, vrei să știți, vrei să știți de ce eu sunt cel mai tare. Păi oamenii care se uită la noi nu știu dacă o să înțeleagă exact. Ăsta nu e pe green screen, boss, ăsta e rotoscop. E gen cu mască. Cine sună? A, a venit tu aici. Cel mai tare îmi place vocea aia. Dă vocea aia, stai. Cine? Cine? Ai luat o pungă de chipsuri de 5 lei și mi-ai dat 10 lei. Îmi dați ăia 15 lei în momentul ăsta să mă gândiți ce ai cu OPC-ul. OPC-ul? Numărul 2. Jefuiește oameni. Fii atent ce tare e ăsta, fii atent ce tare e ăsta. Ia. Oh, shit. Oh. Tot vorul meu. Băieți, băgați-vă p***ele în casă, ai și Shelly la jefuit oameni. Băi, da, vezi acolo, era răpus aici, vezi hotel Herina aici, frumos, patria și pecheriei. Dar îmi place cum strălucea fiecare Edgy din ăla, știi? Da. Magic Bulletproof, care o colegi. Uitați! Bă! Numărul 1. Amenință că te simți. Asta încă merge, uitați-vă la... Gumeam. Ăștia erau prietenii mei, salut. Ștefania Tofan. Aolo, cafea nu mai face așa, p***te în gură. Deci cafea e la ușă și sună ca un descăierat. Noi, ori bat, ori bat, dacă... Cafea e și handicapat, filmăm. Vreau să mergeți la cafea și să-l spamați. De ce ai întrerupt filmarea? Ne uităm la un sketch de-a meu de acum 2 ani, 7 tipuri de oameni pe Omegle. Oh, wow, Omegle. Mai ține cineva minte Omegle? Omegle, boșilor, e groasă situația, fiți atenți. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. S-a îngreșat vocea puțin, vezi? Facem 7 tipuri. Ia-o de ruleta aici în spate. Știți, site-ul Omegle este un site unde poți să socializezi cu alte persoane. Dar de ce ai așa fript? Adică, scrie nervos așa un pic. Am vrut să intru nervos în clip, să fie forță. Omul ăla mare. Oh, title-ul aia. 50 de milimetri aici, uite cum se mișca cadrul. Wow. Ai băgat băinele și ai mișcat așa de pietre pietre, magic, nu? Ok, l-am dat zoom-in și l-am mișcat. Hai să stăm și noi puțin pe Omegle. Așa faci un om normal, așa vă, așa vorbește singur în cameră. Uite, stăteam și eu aici. Uite! Tot vlogul ăsta e o cameră Osmio. Kiosmio, e Toshiba, Kiosmio. Osmio! Da. Dar vezi că era, e tare, era șmecher de tot ăsta. Am auzit de căcat, azi știi și... Pui mei, nu mai am să fac absolut nimic. Ok, eu știu, care a fost prima? E omul normal, ăla cu probleme tehnice. Ia, uimește-mă. Ce zici? Nu mă auzi! Eu te aud! Mă vezi? Am zis, am zis, am zis. Eu vreau să mă uite, amuzant. Acum mă vezi? Da, acum nu, te văd! Ești un handicapat! Ăla de se aude doar muzică. Ia! Ascultam și atrapez. Faci și striga după părinți. Și-am zis că eu n-o să ajung vreodată așa. 19, 95.
Oh, nu, cred că o să tai mult aici. Bă, 12, atât de la tine ce față arde. Și era focalizat pe... Da. Pe Dulap, nu pe mine. Bă, asta băga mea și p***apul tău de prost. Ah, ce mini asta. Bă, ce vrei, mă, te prind pe stradă, spart tot. Păi eu, da. Albert, te bat, Albert. Îmi bat p***a în vlogul tău, Albert. Eu pleacă, mă, f***, gura mătii. Ia uite-l pe ăsta, așa am câfu. O p***e, bă, dar asta fac. Da, te p***. Esclav, nici măcar n-ai cum ai pierzi nici microfon. Ok, să ne oprim aici, să ne oprim aici. Bă, moșule, fața aia. Bă, moșule. Cum a zis cumva, bă, moșule, fața aia ce ai zis? Bă, moșule, fața aia. E, moșul, nebunul e. Bă, te mormânt, cura frumos. Te mormânt, bă. Ce tot ți-ai pe omega atâta. Ia, ieși în... Ok. O să punem pauza aici și o să ne uităm la un videoclip de al lui Shelly în continuare. Dacă Google ar fi om 1. Mamă, ce mai tare. 1 ar fi om 1. Deci fii atent, boss, Google, și aici am pus New World Order, vezi? Pentru că sunt Illuminati și toată lumea trebuie să știe asta. La electroputere acolo. Ia să le uite cum le-ai pus. Da. La 4, după te-ai plictisit. Se intră primul. Oh, oh, oh. Loc. Loc țara babenca. Domnule, suntem în septembrie 2014. Loc țara. Ce dracu căutați aici? Filmulețele. Filmulețele. E bune? Niciunul. Smenta. Vlad Coste. Mai țin minte când se certa Smenta cu Vlad Coste, probabil că voi nu știți drama asta de pe YouTube, că erați mult prea mici pentru așa ceva. Dar nici eu nu știu, ca să înțelegi nivelul la care suntem. Deci, pe scurt, s-au certat pe religie, boss. Că un Smenta zicea de gen că era gen oarecum ateu, știi, zicea că nu crede în Dumnezeu așa. Și Vlad Coste era super religios. Și okay. S-au certat pe tema asta. Și auzi, dar am o întrebare, tu de fiecare dată când filmeai asta, distrăgeai biroul de la tine din cameră? Gen de acolo, de unde era? Nu, am tras o singură dată, gen de unde era, am tras la mijloc, știi? Ah. Și, da. Dar fii atent, aici ai văzut vreodată crone care se bat? Nu. Vezi aici, frate. Vlad Coste. Smenta. Vlad Coste. Nu, frate, Smenta. Băi, eu chiar eram tare, n-ai ce aici, adică chiar eram tare pe vremea aia. O, poliția. Iar clone. Lexai clonele. Când toată lumea vrea Google Plus pe vremea aia. Facebook.com. Să mă urtu, dar nu mai ai nici un filmuleț. Ok. Poha.com. Google Plus oferă numeroase avantaje dacă faci live stream prin Hangouts. Și să zic, așa era, mă, așa era. Pentru gamer. Sereni. Sherry înjură. Pe vremea când Sherry înjură. Da, e sigur că părinții tăi te lasă să vezi așa ceva. Îvenita, mătii. De ce nu încerci? Te invita și la cum vorbești, că ești trăit. Suntem live în 2 minute. Găsim măcar un YouTuber român care face live stream cu jocuri prin Hangouts. Urăsc să spun asta pentru că nu-l suport ca om, dar cred că Sherry face live stream prin Hangouts. Nu cred că am făcut. Făceai? Nu știu. Te-a dat de gol singur. Nu faci prin Hangouts, faci prin YouTube direct. Da, da, ai dreptate. Tu știi de ea. Frate, uite ce ia tablet pe laptop. Nu știu că prima iubire de Nicolae Rabiș. Sigur, dar... Dar ce era îmbrăcat, boss? Ce mai e? Era cămașa mea de... Nu, boss, mai e ăla, gen nebun. Uite asta cu... E tare mai eu, ce ai? Slam Dunk 59, mamă, tu ești LeBron James, ești nebun de Craiova. Nu uite că nu o să copiezi mota, mă, doar să ne inspiri. Nu, că am aici, că ai tot ăsta și doar să mă inspiri puțin. Ah, ok. Mulțumesc. Generație, din ziua de azi. Hai de mama. Cine nu face asta, adică... Firelist, Insohant, Kick-Ass Torrents. Bună ziua, cât costă The Forest? În sfârșit, banii momentan pe Steam este 15 euro. După aia bei. Nu te repit! Metode de sinistrare. Mă, sunt sigur că viața merită trăită. Spânzurare, pușcare, sărire pe bloc. Vine sfârșitul lumii? Ba da. Atunci de ce? Iluminati, satanism, industria muzicală, 666... De ce erai atât de jos? Și era mai funny. Aș
Dar e o metodă mai puțin dureroasă. Mă otrăvire. Dar nu, că ia prea mult. Asfixiere. Nu, că nu-mi place. Aruncă-te în fața trenului. Nu, că întârzi cursa. O, cum întârzie. Da, dar nu-mi place. Mi-a îmbrăcat f***ul tău stări. Auzi, eu nu te supăra. Tu vrei neapărat să te sinucizi sau să mori, pur și simplu? Să mor. Tare, n-ai ce, tare episod. Chiar tare, da, adică chiar mai râzi, încă râzi la aer după 5 ani, ești nebun. Bun, deci cam asta și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu și ca la canalul lui Shelly. Ne vedem într-un nou vlogger lor, mai sunt 5 orașe, vă puteți cumpăra bilete din descriere. Da, cam asta și cu acest clip, noi vom vedea data viitoare. Și stai, înainte de asta, lasă să termine cartonul de tu nou vlogger, mai urează vreo 10 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pa!